postul îndeamnă la smerenie și rugăciune și poate că nu întâmplător astăzi sute de oameni au venit să se închină aici la Catedrala Mitropolitană. Credincioșii așteaptă la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ascultă cântările bisericești. Postul Crăciunului sau Postul Bucuriei, cum mai este numit, reprezintă o perioadă de pregătire pentru ziua nașterii Domnului. El aduce aminte credincioșilor de patriarhii Vechiului Testament, care au petrecut timp îndelungat în post și rugăciune în așteptarea venirii lui Mesia. Încercăm în primul rând să ne înfrânăm gura noastră, care aduce mult rău fiecăruia. Apoi încercăm mintea să ne ordonăm. Încercăm să iertăm pe cei care poate ne dușmănesc sau îi dușmănim noi. Ne cerem iertare, facem milostenie la cei care au nevoie, pentru că avem atât de mult săraci. Ieșinii spun că țin post în măsura în care sănătatea și banii le permit acest lucru. Cine poate să-l țină, pentru că este spre folosul tuturor. Țineți post? Nu. De ce? Păi am postit destul în viață și nu mai postez. Este și mânca, nu o să ne plângem. Dacă ești sănătos și un cartof, o salată, o ceva, este. Este ce mânca, nu neapărat carne. E bună și cărnița, da? Atunci când este post, întotdeauna ai o reținere în suflet, așa. Postul Crăciunului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, cu numeroase dezlegări la pește, unde lemn și vin. Este dezlegare în fiecare sâmbătă și duminică, din perioada 21 noiembrie, 16 decembrie inclusiv. Mari comercianți au studiat piața și spun că moldovenii sunt oameni foarte credincioși, iar din această cauză, în această perioadă a postului, consumul de pește în Moldova este cel mai ridicat din țară. Mari producători s-au pregătit, galantarele sunt pline, iar din câte înțeleg și prețurile vor scădea. În zilele de dezlegare mai mâncați, nu? Sigur că da, atunci când ne permitem. Postul devine mai aspru de pe 20 decembrie, de când nu se mai consumă decât fructe și legume. În ajunul Crăciunului se ține post negru pentru a întâmpina, cum se cuvine, ziua nașterii Domnului.